Acum o acțiune pornită pe flancul drept de Marius Lupu, care pătrunde în careu, șutează, mingea se duce însă în blocaj și va fi primul corner al întâlnirii, iată, după nici 60 de secunde scurse de la startul acestei întâlniri, o primă ocazie importantă pentru Corvinul Hunedoara. Marius Lupu, jucător care a evoluat în trecut pentru Deva, clubului Devean, ieri a fost postată, dar mă opresc pentru această acțiune a celor de la CSM Deva și o primă intervenție foarte bună a lui Ștefan Lefter la șutul lui Iana, dacă am văzut bine. Tânărul Andrei Iana a șutat bine cu sete, s-a întins Ștefan Lefter și iată un început energic de joc aici la Orăștie, poate cu excepția lui Vișan și Popescu, doi dintre marcatorii Devei în prima etapă în meciul de la Brad. Caiondo acum îl depășește în mare viteză pe Antonio Vlad, un dribling frumos al acesteia, pătrunde în careu, Caiondo, 1-0 pentru CSM Deva. Un gol marcat de Caiondo în minutul 5, cu maximă ușurință a trecut acolo atacantul ugandez de Antonio Vlad și o bucurie generală a devenilor la care asistă chiar și portarul Bădescu. Și iată, a venit și primul gol primit de Corvinul în meciurile oficiale. De Babedea, da, la mijlocul terenului, talonat de Bradu, face o preluare largă, îi oferă posibilitatea lui Lupu de a recâștiga balonul. În cele din urmă, posesie prelungită, Hergiligiu șutează primul șut pe spațiul porții pentru echipa noastră. Vine minutul 22, această încercare a lui Andrei Hergiligiu de a-l surprinde pe Bădescu. Garuti trimite bine această minge pentru Andrei Hergeligiu, iese însă Bădescu, urma o degajare lungă, probabil pe același Caiondo, dacă nu pe Lemac, așa este. Câștigă Lemac duelul aerian cu Garuti, un șut dintr-o bucată. Foarte bună așezarea lui Hergeligiu pentru Mercioiu, Hergeligiu reprimește în careu, își depășește adversarul, centrează pentru Mercioiu! Și acum un fault în atac al lui Lupu, a fost o reluare acrobatică a lui Paul Mercioiu, cred că la faza inițială Paul putea încerca să șuteze pe poartă, a preferat o pasă pentru Andrei Hergeligiu. A rămas periculoasă faza echipei noastre, dar a fost un fault în atac al lui Marius Lupu. E posesie pentru Corvinul. Pârvulescu îi pasează lui Mercioiu, care pătrunde în careu. Mercioiu acolo driblează adversarul, cade în careu, dar nu se poate acorda nimic. Pârvulescu, centrare bună pentru Garuti. Lovitura de cap a acestuia merge peste poartă însă. Formă te afli. Un minut suplimentar, dacă am văzut bine, indicat de centralul Cătălin Roman, care a avut ceva activitate în această primă parte cu acele faulturi repetate la mijlocul terenului, a acordat doar un singur cartonaș galben pe care l-a văzut Crăciunesc pentru o intrare din spate. Pârvulescu întoarce pentru Alexandru Neacșa, centrarea lui Neacșa pentru Bradu, fault în atac, consideră Cătălin Roman, care acordă cartonașul galben. Jocul în zona centrală, acolo unde pasează de pildă acum șutul lui Mercioiu, destul de slab. Jos la firul ierbii pentru Andrei Hergeligiu, care scoate pentru Mercioiu, mai departe pentru Marius Lupu, cu spatele la poartă Lupu. Iacob șut în blocaj acolo, cade în careu, însă nu poate fi acordat nimic. Oh, ce intrare acolo a lui Iordache la Antonio Bradu, cartonaș galben clar pe care trebuie să-l vadă Iordache. Așa se și întâmplă. Iată cât s-a animat această partidă în repriza secundă. Minge ajunge la Bradu, mai departe pentru Kindriș, care scoate în marginea terenului pentru Alexandru Neacșa. Centrarea lui Neacșa pentru Hergeligiu. Gol! Andrei Hergeligiu! 1-1! Centrare impecabilă a lui Alexandru Neacșa și Corvinul revine pe tabelă. În duel cu Alexandru Doboș, Marius Lupu, centrare cu piciorul stâng pentru Mercioiu. Mercioiu șutează și reține acolo portarul celor de la CSM Deva. Cresc însă numărul ocaziilor pentru Corvinul. Foarte frumoasă această întoarcere a lui Mercioiu, care dacă ar fi reușit să treagă sub bară sau în colțul scurt, ar fi reușit să marcheze. Această lovitură de la colțul terenului se întâmplă acum. Centrare bună și ocazie monumentală ratată acolo de Antonio Vlad, care a retrimis cu capul în fața porții pentru că n-a putut să trimită înspre poartă. Ocazie mare de tot însă pentru Corvinul de a face 2-1.
A urcat foarte bine Antonio Vlad la acest corner executat în forță în fața porții. Pârvulescu în marginea careului, șutul lui Pârvulescu! O nouă ocazie bună ratată de Corvinul, care se apropie tot mai mult de poarta gazdelor. Bădescu n-a avut emoții la acest șut, însă și-a făcut mingea foarte bine acolo Nichi Pârvulescu. Și alte două schimbări pe care le pregătește CSM Deva. Încă o dată Bradu mai departe pentru Pârvulescu, șutul lui Pârvulescu! Încă o minge aruncată complet la întâmplare către Caiondo, care îl depășește în viteză pe Rafael Garuti, care și alunecă. Caiondo pătrunde în careu. Mare atenție la această fază, centrarea lui Caiondo, și este 2-1 pentru CSM Deva. Incredibilă această fază. Rău de tot. Este golul lui Popescu. O nouă centrare a lui Doboș cu mult efect. Fault la lefter acolo, indiscutabil. Popescu trimite o minge între cei doi fundași pentru Caiondo. Intervenție periculoasă a lui Caiondo la lefter. A fost joc periculos, așa este. Altfel mingea s-ar fi oprit și ar fi rămas în posesia Devei. Foarte mult curaj pe lefter să intervine cu capul în acea zonă. Intră pe teren Mar și Pop imediat. Prea întușă este Flavius Iacob. Primește Iacob. Iacob își driblează adversarul. Iacob pătrunde în careu, îi pasează lui Coman. Șut! Nu a fost Coman, ci Marius Lupu. Intervenție ușoară a lui Bădescu în minutul 82 la acest șut al lui Lupu. Neacșa centrează, Garuti acolo, nouă ocazie imensă pentru echipa noastră, va fi din nou corner. Mingea a căzut acolo în zona în care se afla Garuti, s-a cerut un fault în atac, nu cred că putea fi vorba de așa ceva. Bați scurt jucătorii Corvinului în încercarea de a-i surprinde pe adversarii săi de astăzi. O nouă minge trimisă într-un adversar, a fost Kindriș acolo cu Neacșa. Kindriș îl ține pe margine pe Borțoneanu, scoate Borțoneanu până la Coman, cade în careu Coman. Borțoneanu trage în blocaj, se apără eroic jucătorii Deve pe acest final de meci. Trați acolo centrarea lui Borțoneanu, care trece agonizant pe lângă Garuti. Din nou Caiondo ia mingea, posesie prelungită, vine Lupu și iată aici o fază tipică a fotbalului românesc. Centrează Alexandru Neacșa pe bara a doua, mingea îl depășește pe Garuti, un șut, scoate Pădescu, dublă intervenție acestuia și este fault în cele din urmă, ocazie imensă ratată de Corvinul pe final de meci, intervenție dubla lui Bădescu, care scoate un gol ca și făcut și este final de meci și calificare pentru CSM Deva în turul 3 al Cupei României. 2-1 grație golurilor marcate de Caiondo și Popescu în minutele 5 și 70 pentru echipa noastră, a marcat Andrei Hergelegiu. Final de meci aici la Orăștie.